a murit Marea Doamnă a României. Este vorba de Ileana Cârstea Simion, un nume emblematic în arta dicției și un mentor de excepție pentru jurnaliști și prezentatori. Moartea sa marchează o pierdere semnificativă pentru domeniul televiziunii și radioului, dar și pentru toți cei care au avut privilegiul de a beneficia de învățăturile sale. Ileana Cârstea Simion a fost o figură proeminentă în formarea vocilor care au captivat audiențe de-a lungul timpului. Deși nu a fost o prezență constantă în fața camerelor de televiziune, impactul ei asupra industriei media a fost profund și de durată. Cariera sa a fost dedicată îmbunătățirii dicției și comunicării. I-a oferit tehnici și sfaturi esențiale pentru a transforma vorbitorii în profesioniști desăvârșiți. Ileana Cârstea Simion a fost mai mult decât un simplu profesor de dicție. Ea a fost o instituție în sine, un mentor care a influențat evoluția profesională a multora dintre cei care astăzi sunt nume cunoscute în media românească. Munca ei a fost esențială pentru dezvoltarea unor prezentatori și moderatori de succes. Contribuția ei rămâne o amintire prețioasă în industria media.